Dumnezeu are așteptări. Știți că sunt oameni care consideră și există un curent filozofic, să-l numesc așa, sau teologic, care spune, da, Dumnezeu a creat pe om, a creat Universul, dar la un moment dat, Dumnezeu a abandonat creația. Se descurcă. Și Dumnezeu s-a retras din. Asta nu. Dumnezeu are așteptări. Dumnezeu este inter interesat, Dumnezeu este implicat. Mai este apoi o altă problemă și asta este valabil în bisericile noastre. Întâlnim oameni care spun: Ce treabă are Dumnezeu? Ce treabă are Dumnezeu cu hainele mele? Ce treabă are Dumnezeu cu banii mei? Sunt banii mei, am muncit, fac ce vreau cu ei. Ce treabă are Dumnezeu cu mâncarea mea sau cu casa mea sau cu unde vreau să mă duc și unde vreau să plec sau cu vacanța mea sau cu timpul meu sau cu familia mea, cu cine vreau să mă căsătoresc, cu mașina mea, cu, cu ce vreau eu, cu patrimoniul meu. Eu, eu fac ce vreau. Păi, la urmă, Dumnezeu e doar interesat de anumite aspecte, doar de anumite domenii. În rest, Dumnezeu este dezinteresat nu-i pasă, nu-l interesează neapărat toate aspectele. Ei bine, vreau în această seară acest adevăr să-l puteți întipări bine în mintea voastră. Dumnezeu are mari așteptări de la tine. De aceea vreau să citesc câteva versete și vreau să le aduc înaintea voastră și Isaia, capitolul 5, este o cântare frumoasă. Isaia 5, voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Și versetul 4 spune așa, se întreabă Dumnezeu retoric, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Dumnezeu așteaptă lucruri de la tine. Dumnezeu are mare așteptări cu privire la tine. Când te-a creat Dumnezeu, când îți credințează o slujbă, nu de acum, bine că am slujba, eu fac ce vreau, mă duc în drumul meu, nu-i pasă lui Dumnezeu. Sunt prea mulți cei care trăiesc cu asemenea gândire. Dumnezeu are mari așteptări de la voi. Când a investit Dumnezeu în voi și acolo cântarea aceea spunea ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare lucru, când a dat pietre la o parte, a spus am niște așteptări aici. Să intre apă, când a dat ploaie, am niște așteptări să crească. Când a sădit vițele cele mai alese, avea așteptări să dea un gust, să aibă o aromă. Dumnezeu are așteptări. Psalmul 40 e un psalm care zilele acestea mă inspiră, scriu în meditațiile la psalmul 40 și versetul 7 spunea, atunci am zis, a spunea David, acest psalm a fost mesianic, preluat de Domnul Isus și astăzi pot să spun că este și pentru noi. Același lucru putem să spunem și despre noi. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Credeți că Biblia este și despre voi? Credeți că Dumnezeu când a scris Biblia, El n-a scris-o ca să avem noi ce predica din ea. El n-a scris Biblia să avem și noi o carte, ci El a scris Biblia pentru că Biblia te privește pentru că Dumnezeu are niște așteptări, pentru că Dumnezeu ți-a dat niște porunci, și acum El se așteaptă, și El așteaptă în urma unei predici, în urma unui cuvânt, în urma unui psalm, în urma unui mesaj. Dumnezeu se așteaptă la o reacție a ta, la un răspuns al tău, în raport cu ceea ce ai auzit. Dumnezeu are așteptări. Când Dumnezeu îți vorbește, El nu îți vorbește doar să treacă timpul. Când Dumnezeu vorbește, El nu vrea doar să te impresioneze, El nu vrea doar să te încânte, să-ți placă, să -ți spui ce bine, ce frumos a vorbit. El are așteptări. Proverbe 16 cu 4. Domnul a făcut toate, le-a făcut pe toate pentru o țintă. Adică toate au un scop în viață. Toate sunt pentru o țintă, toate sunt pentru un scop. Dumnezeu are așteptări. Când Dumnezeu ridică un om, are așteptări cu privire la el. Când Dumnezeu vă așează astăzi în slujba lui, are așteptări cu privire la voi. De asemenea, mica din capitolul 6, versetul 8, e un verset bine cunoscut de fiecare dintre noi. Ți s-a arătat omule ce este bine? Ți s-a arătat. Și ce alta cere Domnul de la tine? Dumnezeu are pretenții Dumnezeu are așteptări El nu doar un cu... îți dă doar un cuvânt El nu doar vrea să-ți transmită un mesaj ca tu să cunoști, să-ți îmbogățești cunoștințele El vrea ca tu să trăiești într-un anumit mod El vrea ca tu să-L slujești într-un anumit mod astfel încât să împlinești așteptările lui Dumnezeu Ce alta cere Dumnezeu de la tine? Te-ai gândit vreodată am subliniat odată acest adevăr și vreau să-l subliniez și în această seară. Noi ne-am rugat lui Dumnezeu, noi îi cerem lui Dumnezeu. V-ați pus vreodată întrebarea că și Dumnezeu cere de la noi? Cere de la tine! Ce ar fi să fie reciproc? Cum îți cere Dumnezeu și cum răspunzi tu, la fel să lucreze și el. Adică dacă Dumnezeu cere, ei nu-mi pasă, nu mă interesează, sunt selectiv, doar unele, doar ceva, doar când vreau, doar când am chef. Ce ar fi să răspundă Dumnezeu la ceririle tale, cum răspunzi tu la cererea Lui? Dumnezeu are așteptări de la tine. Ci s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dar noi trăim orientându-ne după percepții, după simțuri. Apoi aceste percepții, pentru că ne bazăm pe ele, ne orientăm în baza lor, pe baza lor ne formăm concepții. Și concepțiile acestea ne conduc spre un stil de viață, spre un mod de viață. Din când în când ne facem evaluări. Din când în când ne face Domnul evaluări. Dumnezeu ne pedepsește acum, Dumnezeu ne mai evaluează, mai vine pilda smochinului neroditor. Când stăpânul acela a sădit un smochin în via lui, el nu l-a sădit doar ca să fie frumos, doar ca să umple grădina, doar pentru umbră, nu pentru frumusețe l-a pus acolo, avea așteptări. Și venea în fiecare an la vremea când trebuiau să apară roadele acolo și căuta rod. Căuta. Avea așteptări. Un an n-a găsit, al doilea an n-a găsit, a venit al treilea an, iată că sunt trei ani de când eu aștept. Am așteptări, am pretenții. Și atunci a spus să-l voi tăia. Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta. Mă voi ocupa mai intens. Mai facem un efort. Și dacă nu, îl voi tăia. Dumnezeu are așteptări. Dar e o mare problemă că noi, până la urmă, urme ne pregătim pentru judecata finală. Ne pregătim pentru judecată. Vrem sau nu vrem. Orice om se va înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Va veni să fie analizată lucrarea lui slujirea lui. Când noi vom fi judecați, nu vom fi judecați în raport cu așteptările bisericii. Nu vom fi judecați în raport cu așteptările familiei voastre. Nu vom fi judecați în raport cu așteptările societății. Nu vom fi judecați în raport cu propriile noastre așteptări de la slujirea noastră, ci vom fi judecați în raport cu așteptările lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu va spune, eu asta am vrut de la tine, asta așteptam de la tine. Dar tu ai făcut ce ai vrut. E un text pe care noi foarte greu reușim să-l înțelegem. Și anume că se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu, mulți, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău și el va spune, nu vă cunosc. Pentru că oamenii lucrează nu după așteptările lui Dumnezeu, ci după propriile așteptări. Mai e un verset, Iacov 1 cu 25, vreau să-l citesc și acesta pentru că întâlnesc o mare problemă. Întâlnesc o mare problemă printre slujitori. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și subliniez, vreau să subliniez cuvântul acesta, fericit în lucrarea lui. Întâlnesc slujitori, păstori, în depresie, demoralizați, care spun, m-am săturat, nu mai pot, trăiesc mereu tensiuni, trăiesc, ce vreau să vă spun în această zi? Dacă faci lucrarea lui Dumnezeu, după așteptările lui Dumnezeu, vei fi fericit în lucrarea ta. E un mare har să fii fericit în lucrarea pe care o faci. Dacă ți se pare prea grea povara, dacă mereu te plângi, și mereu te plângi, și mereu te plângi, pentru mine e un semn că probabil nu te-a chemat Dumnezeu sau tu nu lucrezi după standardele lui Dumnezeu, după așteptările lui Dumnezeu. Ori ți-ai luat o povară prea grea. Ori o ridici cum nu trebuie și de aceea ești nefericit în lucrarea pe care o faci. Eu aș dori ca voi cinci să fiți fericiți în lucrarea voastră. Când vă întâlnesc să vă spun cum e, slavă Domnului, e bine. Mai auzim noi de pe la Aicloie câte ceva. Mai este Alexandru Căldăraru care zice nu știu ce. Mai este Diotref care și ea vrea să fie acolo în frunte. Dar slavă Domnului, e bine sunt fericit. Că l-am pe Dumnezeu, că îl slujesc pe Dumnezeu și pentru noi este de multe ori absurd. Cum creștini, cum primii slujitori, cum primii martiri, puteau să meargă la moarte. Puteau să... Și Pavel atâtea și atâtea a întâmpinat atâtea dificultăți și cu toate acestea era fericit. Era bucuros. Treia ultimele, versetele pe care le spunea fratele George, erau ultimele cuvinte ale lui scrise înaintea morții. El știa ce urmează. El vorbea despre moarte, dar cu sinănătate spunea, mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă cu una. Un om fericit, un om împlinit. Acum, întrebarea mea este, vom fi fericiți în lucrarea noastră? Veți fi fericiți în lucrarea voastră? Și vreau doar pe scurt să prezint, fiindcă, pentru că sunt niște pericole la care suntem expuși în raport cu așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeu are așteptări. Și fiindcă Dumnezeu are așteptări de la tine, trebuie să eviți cinci mari pericole pe care le poți întâmpla, cinci mari greșeli pe care le poți face în raport cu așteptările lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu are așteptări, are așteptări mari de la tine, în primul rând, nu ignora Așteptările lui Dumnezeu. Nu ignoră așteptările lui Dumnezeu. A venit Arduhel la Estera. Estera, poporul sufera. Poporul va fi exterminat. Eu sunt împărăteas Eu o duc bine. Eu sunt bine mersi. Ce-mi pasă mie de alții? Ce-mi pasă mie de ceilalți? Nu uita poate pentru o vreme ca aceasta te-a ridicat Dumnezeu la împărăție. Este era dacă tu ai ajuns împărăteasă, Dumnezeu are niște așteptări. Când ea te-a pus aici, El așteaptă, Dumnezeu are așteptări de la tine. Și poate acum e momentul, este testul tău în care tu să te raportezi corect la așteptarea lui Dumnezeu. Nu ignora așteptările lui Dumnezeu. Nu spune, nu-mi pasă. Nu ignorați așteptările lui Dumnezeu. Fiți totdeauna interesați. Întreabă-te, oare care e așteptarea lui Dumnezeu? Doi, nu minimaliza așteptările lui Dumnezeu. Suntem selectivi. Adică spunem, a, cu banii poate Dumnezeu nu are treabă. Cu munca, cu afacerea mea, nu are Dumnezeu treabă. Cu hainele, alții spun, nu au treabă. Cu multe din lucruri, Dumnezeu nu are treabă cu profilul tău de... Nu are treabă Dumnezeu cu unele. Și atunci devenim selectivi și unele așteptări ale Lui Dumnezeu le minimalizăm, le dăm deoparte și spunem cam de asta ar fi interesat Dumnezeu. Și ne vom trezi într-o zi că Dumnezeu a avut multe, de multe de așteptări pe care noi le-am lăsat undeva deoparte, le-am minimalizat, le-am ignorat, poate, sau nu le-am dat valoare. Dau exemplul lui Moise la stâncă. A luat Moise toiagul, a lovit. Dumnezeu s-a supărat pe el. Moise aveam așteptări de la tine. Cum te comporți în fața unui popor? Cum mă reprezinți? Eu am niște așteptări. Un om al lui Dumnezeu, blând, cum trebuie să se manifeste, cum trebuie să se comporte. Am niște așteptări. Pilda talanților. Este cel mai bun exemplu de cei care minimalizează așteptările lui Dumnezeu. Cel care a avut un, un talent, știți ce a spus? Stăpânul meu, eu doar, doar să-i aduc talentul înapoi. Învelit venit frumos în ștergar, ascuns bine în pământ și când vine stăpânul, am scos că atât vrea stăpânul. Dumnezeu nu a vrut doar atât, doar să-i dai talentul înapoi. El a avut niște așteptări. Măcar profit, măcar prin dobândă să ridici valoarea. Măcar ceva, nu tu, dar investește în alții, lasă-i pe alții să facă ceva. Nu îngropa. Dumnezeu are așteptări când El îți dă un dar, când El îți încredințează o lucrare, El are niște așteptări. Am participat, da, duminica trecută la ordinare și spuneam fratelui care a fost ordinat pastor. Dacă în urma ordinării tale ca pastor nu se schimbă nimic în jurul tău, degeaba te-am ordinat. Degeaba trăiești, degeaba faci umbră pământului. Când sârbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin cu izvale. Dumnezeu are niște așteptări să se schimbe ceva în jurul vostru, să fie viață, să fie binecuvântare, să fie belșug. Când Iosif a fost, oriunde se ducea Iosif, se schimbau lucrurile. Dumnezeu are așteptări cu privire la tine. al treilea rând, al treilea mare pericol, nu sfida așteptările lui Dumnezeu. Poți să le sfidezi. Adică tu știi care e așteptarea lui Dumnezeu și tu parcă în ciudă faci lui Dumnezeu. Și e suficient să spun Ioana. E suficient să spun Ioana. nu mă aștept de la tine. Ce am spus? Du-te la Ninive. El nu numai că nu se duce sfidează așteptările lui Dumnezeu. Mă duc la tars. Te gândești la faraon. Faraon, în adins te-am ridicat. În adins. Cine-i Jehova? Cine-i Dumnezeu? Cine-i Moise? Cine sunteți voi? Și l-au sfidat. Au sfidat așteptările lui Dumnezeu. Nu sfidați așteptările lui Dumnezeu. Dar a patra, Problema pe care noi avem în raport cu așteptările lui Dumnezeu este că putem confunda așteptările noastre cu așteptările lui Dumnezeu. Aici cred că este una dintre cele mai mari capcane: să confunzi așteptările tale cu așteptările lui Dumnezeu. Uitați-vă, fariseii au fost cei mai religioși oameni ai vremii. Dar la un moment dat atât de mărunt tocau zarzavaturile, atât de meticulos numărau toate firele de zarzavat, ca să dea zecială, să fie scrupuloși cu anumite lucruri, și credeau că Dumnezeu, de asta este interesat, credeau că așteptarea lui Dumnezeu asta este, ori Dumnezeu spunea, stai puțin, că eu am alte așteptări. Eu nu am așteptarea ca tu să numeri firele de zarzavat, eu am ceva mai mult pentru tine, am alte așteptări. Am principii de care voi trebuie să vă țineți. Eu mă aștept de la voi la dreptate, la mină, la bunătate. Ori voi pe asta le-ați dat deoparte și voi acum mai faceți și altceva. Voi credeți că asta cere Dumnezeu de la, de la oameni și asta pretindeți și puneți poveri grele date de ale voastre în credințări de ale voastre, le puneți pe spatele oamenilor, până la urmă nici voi nu le veți împlini niciodată, nici cei care le-au primit pe umerii lor nu le vor primi niciodată și le-ați lăsat deoparte așteptările reale ale lui Dumnezeu, punând în locul lor datini, tradiții, obiceiuri, încredințări și așteptări de ale voastre. Aici este mare problemă să nu le confundăm așteptările lui Dumnezeu cu așteptările noastre. E un verset. Isaia 55 cu 9 pe mine, vă spun sincer, m-a șocat acest verset în sensul că mi-am dat seama de valoarea Lui, mi-am dat seama unde suntem noi oamenii. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Noi realizăm cât de departe sunt pot fi gândurile noastre și sunt gândurile noastre de gândurile Lui Dumnezeu? să nu realizez asta, că văd atâtea ori oameni care sunt atât de porniți și atât de încredințați că tot ce spun ei este din partea lui Dumnezeu, este al lui Dumnezeu și tot, tot ce le trece lor prin gând este de la Dumnezeu. Ori Biblia ne spune, aveți grijă, gândurile voastre, în lumină. Și nu trebuie să vă explic ce înseamnă un an lumină. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre. Și nouă ni se pare că mergem, că noi gândim ca Dumnezeu. Deci de asta riscul este enorm. Să confunzi așteptările tale cu așteptările lui Dumnezeu. De aceea e nevoie totdeauna de Biblie. Să ne întoarcem mereu și mereu la Biblie. Pentru că Biblia conține așteptările lui Dumnezeu. Și noi trebuie să le așezăm așteptările noastre după așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Dar în al cincilea rând și mă apropii de încheiere, nu trăda așteptările lui Dumnezeu. Nu compromite așteptările lui Dumnezeu. E suficient, s-a vorbit deja despre Saul, a avut așteptări, primul împărat. L-a început smerit, l-a început curajos, l-a început, a început bine, dar încet, încet a trădat așteptările lui Dumnezeu. Iuda a trădat așteptările lui Dumnezeu. Samson, a trădat așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ridicat să fie un izbăvitor al lui Israel, iar el ciocnea în pahare cu filistenii. Dumnezeu l-a ridicat să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor, iar el se veselea, se distra cu filistenii, era cu ei la masă, era prieten cu ei, prietenia, anturajul filistenilor, era totdeauna prioritatea lui. Dumnezeu a avut așteptări, dar ce-mi pasă mie? Mă căsătoresc cu cine vreau, cu cine îmi place, mănânc ce vreau, mănânc de unde vreau și dacă în hoit, ce contează? Un om care a compromis așteptările lui Dumnezeu cu privirea pozitiv, Iov. Vă dați seama ce, ce s-a întâmplat în momentul acela în care toate veștile, totul a fost poate în parcurs de o oră, au venit cam toate veștile. Pe când vorbea unul, a venit celălalt. Toate au venit deodată. Gândiți-vă atunci, cerul întreg se uita, era interesat, fiecare cuvânt care era rostit de Iov, fiecare acțiune, fiecare fapt, orice gest al lui, era sub vizorul lui Dumnezeu. Ce va face Iov în cazul acesta? Pentru că Dumnezeu avea așteptări. Ai văzut pe robul meu, Iov, nu-i nimeni ca el. Eu am niște așteptări. Mă reprezintă. Cuvântul păcat, hamartia din greacă, înseamnă ratarea țintei. Asta înseamnă. Nu se pare de multe ori că păcat este doar să faci ceva rău. Dar păcatul în sensul real înseamnă să ratezi ținta, să nu ți atingi scopul pentru care ai fost creat să nu faci lucrarea la care ai fost chemat. Și o mare problemă, sunt oameni care nu spun aceste întrebări cu privire la așteptările lui Dumnezeu pentru ei. Sunt oameni care ignoră așteptările lui Dumnezeu de la ei. E foarte greu, eu îmi dau seama în slujire, știți cum ar trebui? Când predici, tu poți să predici din toată Biblia, dar dacă stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu cred că tu ai așteptări de la predica mea astăzi. Cred că tu ai niște așteptări cu privire la mesajul pe care îl transmit. De aceea te întreb, care așteptarea lui Dumnezeu de la mine pentru astăzi? Eu puteam să fiu astăzi prezent oriunde, sunt mii de biserici, puteam să fiu prezent oriunde, dar aleg să fiu prezent într-o biserică. Dar când aleg să fiu în acea biserică, Mă așez sub așteptarea lui Dumnezeu sau după propriile mele așteptări. Și uite așa, zi de zi, zi de zi, lucrarea voastră trebuie să o puneți mereu și mereu și mereu sub acest principiu sau în raport mereu cu așteptările lui Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine astăzi? Doamne, ce vrei să fac? Pentru că voia lui Dumnezeu nu înseamnă doar să nu faci cel cu talanții a fost mulțumit, eu nu fur, eu sunt onest, sunt cinstit, uite, sunt banii tăi, ți aduc aici, n-am furat, eu nu te mint, nu găsesc scuze cum găsim noi românii, ă, știi, am uitat, nu știu, știi, criză, asta am avut, s-a întâmplat, s am îmbolnăvit, nu, nu, a fost un om sincer, spune adevărul, am știut, ești un om aspru, ești sever, de aceea vreau să fiu corect, vreau să spun adevărul. Vedeți că, într-un fel, a fost selectiv, dar n-a lucrat potrivit cu așteptările Stăpânului. Stăpânul, când ți-a dat niște bani, ți-a dat că are niște așteptări cu privire la ei. Când ți-a dat viață, are așteptări cu privire la viața ta. Când îți dă daruri spirituale, are așteptări cu privire la asta. De aceea, Dumnezeu are așteptări de la tine. Ce înseamnă așteptare? Noi cuvântul acesta atât l-am găsit acolo, dar înseamnă a trage de a pretinde, a cere. Dumnezeu cere, Dumnezeu pretinde. predinde în fiecare zi din viața voastră. Pretinde cu fiecare gest, cu fiecare cuvânt. Dumnezeu are așteptări. S-a uitat Dumnezeu spre Iov și s-a uitat spre cei trei prieteni. N-a vorbit nimeni așa de bine ca Iov. Dumnezeu are așteptări de la orice cuvânt, de la orice gest, de la orice faptă, de la comportamentul tău. În fiecare zi, în fiecare acțiune, în fiecare lucrare, Dumnezeu are așteptări. De aceea, fiindcă Dumnezeu are așteptări de la voi, împliniți așteptările lui Dumnezeu. Atunci veți fi răsplătiți. Când Dumnezeu spune, uite, mă așteptam de la ei, struguri buni, ce struguri buni. Când a adus noi jertfă lui Dumnezeu, a simțit Dumnezeu un miros plăcut. Îmi place. Când a adus Abel jertfă, o jertfă plăcută, Dumnezeu a spus, -a, îmi place Abel, jertfa lui. Dumnezeu are așteptări. Dumnezeu pretinde, Dumnezeu cere, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să trăiți potrivit cu așteptările lui Dumnezeu. Amin. Amin.